Da, toată lumea e gata? Bună ziua la toată lumea, mulțumați agricultori, mulțumați cetățeni. Avem o conferință de presă, cred, de interes național. Pentru început vreau să ofer cuvânt doamnei Zenaida Popa, director la Mold Expo, locul unde se întâlnește inovația, istoria, viitorul, prezentul și toate se combină foarte armonios. Vă rog frumos! Bună dimineața la toată lumea! Am onoarea și bucuria, avem onoarea și bucuria să vă invităm la cea de-a 44-a ediție a expoziției Mold Agrotech. În paralel cu această expoziție se desfășoară și expoziția Farmer și totodată avem și Târgul Toamna de Aur. Sunt trei evenimente foarte importante pentru fiecare din domeniul agriculturii și nu doar. Este una dintre cele mai importante expoziții din Republica Moldova. Este o expoziție cu istorie. Este prima expoziție lansată pe piața Republicii Moldova și este unica expoziție care este recunoscută ca eveniment expozițional pe plan internațional de către organizațiile internaționale. Vă așteptăm din data de 17 până pe data de 20 să vizitați această expoziție, pentru că se așteaptă a fi nu doar o expoziție cu conținut vizual, dar și una foarte, foarte consistentă, fiindcă avem sprijinul Ministerului în acest sens, care are grijă să ne facă un program de afaceri foarte și foarte important. Expoziția internațională specializată Mold Agrotech este una dintre cele mai prestigioase evenimente B2B la Mold Expo și care reflectă tendințele cheie în dezvoltarea complexului agroindustrial din Moldova. Care sunt noutățile pe care ne le pregătește Ministerul? Domn Ministru, vă rog. Mulțumesc frumos! Noi încercăm împreună cu doamna director și colegii noștri care sunt angajați la Mold Expo să facem evenimentele să fie foarte interactive, să nu fie o expoziție a tehnicii și atât. Din acest considerent, pentru noi contează foarte mult de stabilit relațiile și liniile de comunicare între angajații Ministerului, șefii departamentelor, secretarii de stat, ca să construiască o platformă de dialog cu agricultorii din Republica Moldova. Din acest considerent, anul trecut a fost ora ministrului, noi am extins-o la ora ministerului, lucruri din punctul meu de vedere mai interesant pentru agricultori. La această ora ministerului vor participa șefi de direcție, secretari de stat și vor informa agricultorii și vor răspunde primul rând la întrebări și vor informa despre noutățile care vor fi pentru anul care vine 2025 în politică de subvenționare, în măsuri de subvenționare și toate lucrurile inovative care se întâmplă în general pe acest segment. Evident că invitații care vor participa sunt rugați să-și pregătească întrebările de care sunt interesați, să primească răspunsuri și să participe activ la această oră, că vor avea posibilitatea să discute cu reprezentanții Ministerului și să primească răspunsurile la care au nevoie, de care au nevoie. Evident că va fi organizată și de către experții de la o companie din România, Omega Team International, și vor povesti despre noile tehnologii în agricultură, modalitățile de aplicare și de implementare a lor, pentru că toate aceste genuri de conferințe trebuie să poartă caracter interactiv. Pe de o parte avem tehnica care o prezentăm cu titlul de expoziție, dar în același timp vizitatorul trebuie să vadă care sunt utilitățile, modul de folosință și care sunt plus valoarea în agricultură de la folosirea lui. Pentru asta va fi făcut inclusiv și un show cu droni în agricultură de către specialiști și în practică toți vizitatorii vor vedea modul de folosință și care este plusvaloarea de la folosirea ei în agricultura noastră. Vine iarăși un alt partener al Ministerului Agriculturii și al tuturor agricultorilor din Republica Moldova, este Universitatea Tehnică. Ei vin cu o conferință, se numește Agrogenerația. Pe această cale vreau să vă informez că astăzi Universitatea Tehnică pregătește pentru agricultura noastră și pentru industria alimentară practic tot spectrul de specialiști în economia noastră națională. Vorbim despre agronomi, vorbim despre medici veterinari,
vorbim despre tehnologia alimentară și vorbim despre tehnologia în vinificație. Practic avem tot spectrul de specialiști folosiți în agricultură și în procesarea produselor alimentare pe segmentul de universitate tehnică. Și lucrul ăsta el vor demonstra în conferința care va fi făcută tot în cadrul acestei expoziții. Din punctul meu de vedere, iarăși foarte interesant pentru agricultorii din Republica Moldova și participanții la această expoziție. Evident că este benefic și test drive-ul, care iarăși este o inovație pe loc împreună cu specialiștii și cu companiile care importă, vând utilajele sale. Un agricultor ar putea face un test drive și ar putea simți diferența dintre tehnica pe care o are astăzi și cea pe care este prezentă la acea expoziție. Concursurile au fost reluate și lucrul ăsta eu îl cred extrem de important. Noi vorbim despre fermierul lider, va fi un concurs în plan național și noutățile anului. Eu cred că cel mai mult sunt așteptați noutățile anului, pentru că dacă noi vorbim despre importatorii, spre exemplu, de inputuri și producători, noi vom avea producători autohtoni de inputuri care sunt iarăși de o calitate foarte bună și eu cred că în fiecare an, doamna director, noi trebuie să-i prezentăm pe producătorii noștri autohtoni care vin cu astfel de inovații în suport pentru agricultura noastră națională, cu atât mai mult că în marea sa majoritate producătorii noștri autohtoni, dacă vorbim despre criteriile de calitate, ele nu sunt cu nimic absolut mai rele, poate chiar sunt și mai bune, dar când vorbim despre preț, atunci evident că noi suntem mult înainte prețurilor la produsele mondiale. Și în acest considerent, eu cred că este o posibilitate foarte bună pentru producătorii noștri autohtoni de inputuri, inclusiv avem și producători de tehnică agricolă care este și subvenționat în plus din partea Ministerului prin programele SELA IPA ca să menținem producătorii autohtoni. Deci, mulțumesc agricultori! Promitem că va fi extrem de interesant, va fi foarte interactiv, va fi informativ, sunteți așteptați cu toții de pe data de 17-20 octombrie 2024, anul curent, săptămâna aceasta, la Mold Expo pentru a participa activ și va implica în a vedea ce ne prezintă nouă piața în materie de tehnică, inputuri și să vedem, să ne bucurăm de bucuria celor fermieri care vor lua premii mari, care și-au demonstrat activitatea lor în anul curent și au fost premiați. Vedem tot ce a apărut nou. Să comunicăm, socializăm, să vorbim cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, să primim răspunsuri, să ne întâlnim și să avem o activitate interactivă cu AIPA, că sunt foarte multe întrebări, vor fi reprezentanții AIPA pe loc și se poate pus întrebări, să vedem despre toate programele care ne le propune EFADU, MACPIU, Livada Moldovei și celelalte subdiviziuni ale Ministerului Agriculturii, care și-au axat și aliniat programele sale, reieșind în exclusivitate din interesul agricultorilor din Republica Moldova. Felicitări, doamne director, pentru o astfel de bună organizare. Eu cred că această ediție este o ediție, un pas înainte în privința dezvoltării expozițiilor pe acest segment și noi în fiecare an demonstrăm că toți suntem mai buni și mai buni și această activitate este una din punct de vedere benefică economiei noastre naționale și în mod deosebit agricultorilor. Deci, mulți stimați cetățeni, agricultori în mod deosebit, vă așteptăm de pe 17-20 la Mold Expo, deschidere oficială la ora 11. La orele 11 la Mold Expo, pe data de 17, sunteți așteptați. Imediat după lansarea și inaugurarea acestei expoziții se va desfășura ora ministerului despre care ați vorbit dumneavoastră. Da. Pentru informarea tuturor. Da. Vă mulțumim foarte mult. Întreb pe fermierii deja au solicitat acest material sincer și dacă deja aveți date, când va fi repartizat material sincer? Noi săptămâna trecută am finalizat regulamentul care a fost discutat pe larg cu agenții economici din Republica Moldova. Deci noi vorbim despre 400.000 de kilograme sau 400 de tone care vor fi repartizate agricultorilor care au avut de suferit de secetă în anul 2023-2024, anul agricol. Noi am ales să dăm 70-80% câte 30 de kilograme, 81-100 va ieși câte 90 de kilograme, dar și în primul și în al doilea caz nu mai mult de 8.000 de kilograme per agent economic.
De ce a fost ales acest segment de agricultori? În primul rând, este evident de la sine că ei sunt cei care au avut de suferit cel mai mult și probabilitatea că un agricultor care a avut pierderi de 81-100 nu va avea potențial să înființeze o nouă plantație este aproape egal cu 100%. De asta Ministerul Agriculturii s-a adresat la FAO și noi mulțumim pe această cale FAO că a fost extrem de receptiv și au redirecționat de la un tip de ajutor spre acest tip de ajutor resurse financiare care au fost preconizate pentru anul curent 2024 să fie repartizate în alte scopuri. Anul acesta vor fi repartizate într-așa un mod. Totuși, în același moment știu că avem și numărul agricultorilor care au solicitat ajutor prin această lege specială care a fost aprobată de Parlament. Și nu sunt minte de cifre exacte, dar am auzit că niște agricultori spun că asta numai 10 sau 15% din talmente agricultorilor care suferi din cauza secetei. Și țin minte că doamnă președinte, a spus că trebuia să fie un dialog continuu. Care este întrebarea? Și întrebarea mea, dacă într-adevăr să acum au loc discuții pentru a modifica această lege sau pentru a implementa o altă lege sau o altă măsură pentru... Legea a intrat în vigoare, toată lumea cunoaște, da. Și ea mai are până în ce dată ea trebuie în mod obligatoriu. Deci legea din care a intrat în vigoare, poftim? Până pe data de 19 și pe această cale vreau să informez agricultorii să pună, să informeze conform prevederilor legale, să-și informeze toți creditorii săi ca să poată beneficia de acest prevederi de lege. Este foarte important că să informeze creditorii, să așeze la masa de discuții, să-și traseze niște obiective realiste de plată a datoriilor sale. Noi înțelegem că situația este una foarte complicată. Obiectivul legii a fost de a stopa executările care aveau loc în lanț într-un mod, din punct de vedere a Ministerului, foarte abuziv, foarte netransparent și foarte neclar. Și în acest considerent, ea și-a făcut efectul, ele s-au stopat, dar la etapa actuală, atunci când vorbim despre viitor, trebuie de așezat la masă, de discutat, de semnat acorduri de prelungire și din câte discuții avem noi cu importatorii de input și cu băncile comerciale din Republica Moldova, toți sunt foarte receptivi și Ministerul Agriculturii și Guvernul Republicii Moldova de fiecare dată cere de la creditori să fie foarte indulgent, reșind din situația economică a agricultorilor din Republica Moldova. Asta e unul la mână și doi, noi avem depuse 1062 de cereri pentru ajutorul acordat de către Guvernul Republicii Moldova, vorbim de cele 100 de milioane, vorbim despre câteva sute de agenți economici preponderent din Cantemir, Cahul, din Autonomie, care vor primi acest material să-mi cere, iarăși este un suport foarte generos. Pe aceeași cale vreau să vă informez că Ministerul Agriculturii în persoana mea am avut întâlniri personală cu doamna, cu ministra, cu comisarul pe agricultură, cu ministrii agriculturii care au fost la noi în țară, inclusiv cu prim-ministrul României, cu ministrul agriculturii din România. La fiecare ședință și întâlnire le-am amânat documente în care se vorbește despre și se descrie cu lux de amănunt starea de lucruri în agricultura din Republica Moldova și evident că am cerut suport sub diferite forme care poate fi acordat de către aceste state. Și pe măsură și noi de fiecare dată am informat agricultura pe măsură ce vom încasa aceste tipuri de suport și ajutor, ele vor fi repartizate următoarelor etape. Spre exemplu, dacă la etapa actuală noi am dat suportul financiar din cele 100 de milioane de lei, dar mai mult de 500 de mii de lei de un beneficiar, noi le-am dat la cei care au avut 70% de pierderi și în sus. Următorul ajutor financiar care va veni, ne-am coborât în jos la celelalte tipuri de agricultori. Pentru că pentru noi contează foarte mult să fie echitabil și noi am avut discuțiile cu agricultorii și toți au înțeles. Atunci când vine primul ajutor și el nu este suficient, evident, pentru nivelul de grad de probleme, unul la mână el trebuie să facă efectul economic și de aceea resursele financiare trebuie să fie suficiente ca un agent economic să-și poată cumpăra motorină sau material semincer. Și a doua, el trebuie să fie întâi la cei mai prejudiciați, după care mergem la celelalte etape la toate. Asta este politica care o ducem noi la nivel de minister. Toți agricultorii sunt foarte importanți, noi lucrăm pentru toți. La etapa actuală se merge pe susținere și suport pentru cei mai afectați, după care vor merge la celelalte categorii. Mulțumesc, eu nu mai am întrebări. Mulțumesc și pentru întrebări. Vă rog. Если вы не против.
24 сентября вы направили письмо министрам Европейского Союза, Норвегии, Японии. Да. Кто-то уже ответил на призыв Молдовы к помощи? Știu sigur că miniștrii din țările baltice s-au adresat guvernelor sale pentru a elabora un instrument de ajutor, inclusiv și ministrul agriculturii din România, care a fost aici și m-a informat personal. Da. Toate scrisorile au ajuns, toate sunt în proces de lucru, dar v-am spus, personal am avut discuții cu miniștrii din Letonia și Letonia și cu ministrul agriculturii români, ei toți au preluat acele scrisori și le-au transpus la nivel de guvern. Noi am luat decizia să ne adresăm ministrul agriculturii, în primul rând noi stabilim niște relații cu ele bilaterale, Ministerul Agriculturii din Republica Moldova și acelor state membre a Uniunii Europene și nu numai, pentru că era Norvegia, era Canada, era SUA și era Japonia, guverne care în mod tradițional sunt alături de Republica Moldova pe segmentul de agricultură. Noi toți cunoaștem proiectele japonezilor în Moldova, programul SAIDA, guvernul american și tot așa. Și de acest considerent, vă spun, de unde avem deja feedback-ul. Adică, practic, avem răspunsurile că ele au fost recepționate de aceste guverne și mai departe le-au înaintat către guvern ca să identifice resurse financiare, motorină, îngrășăminte, orice ce este folosit în agricultura din Republica Moldova și poate veni ca un suport real pentru agricultorii noștri. Inclusiv material semințial este foarte binevenit. Deci, în cazul cui, chiar România ne poate ajuta, либо топливом, а вот если будут предоставляться деньги, это будет кредит или безвозмездно? Noi am vorbit despre ajutor. Ajutor. Noi am vorbit despre ajutor, nu credite. Procesele de recepționare a unor credite se face prin intermediul Ministerului Finanțe, votarea prin Parlamentul Republicii Moldova este o chestie mult mai lungă și mult mai complicată. Noi am vorbit despre ajutor și pentru a recepționa astfel de ajutoare, noi deja suntem gata. Adică la nivel de guvernul Republicii Moldova este și cont în trezorărie, adică dacă guvernele identifică resurse financiare, pot transfera orice zid, după care el este transferat la IPA și repartizat în baza regulamentelor către agricultori. Формула есть она очень simple и дело бюрократика. Вот как-то все равно так получается, что 24 сентября вы отправили, сегодня уже 15 октября, и вот как-то они не сильно торопятся, вам не кажется? Есть у декларации тенденциоз, шлипсит и дефонд. Toată lumea este alături de poporul Republicii Moldova și de agricultură în sine. Da. Nu, просто... Mulțumesc frumos! Просто когда речь идет о том, чтобы что-то заблокировать, вот допустим, как Бен Кардин сказал, заблокировать, это делается сразу. Как говорится о какой-то помощи, так вот мы как-то ждем. Deci, când vorbim despre suportul din partea statelor acestei 31-27 membre Uniunii Europene și celelalte 4 extra Uniunea Europeană, cuvântul blocare nu există. Există cuvântul deschidere, promovare, susținere, suport. Astea sunt verbele care trebuie să le folosiți când vorbiți despre parteneri adevărați Republicii Moldova. Blocare, embargo, interzicere, găsire de substanțe care nu există în realitate în produsele noastre. Asta este despre alte țări și alți parteneri. Deci nu facem declarații manipulatorii, fără conținut și substrat. Atunci când vorbim despre partenerii Republicii Moldova, vorbim în totalitate. Suport, deschidere. Și trebuie tot prin postul noastră, nu știu ce reprezentați noastră, trebuie să vorbiți despre faptul că Republica Moldova, exporturile sale, în majoritatea sale, au orientat spre Uniunea Europeană, pruna a luat loc întâi, strugurii, suntem de bază și exportăm în partea cealaltă, vinurile îmbuteliate de o calitate absolut deosebită merg pe aceste piețe și tot celălalt tipuri de produse. Săptămâna trecută s-a dus prima mașină de carne refrigerată. Este un succes absolut real. Absolut real. Ceea ce denotă că aceste piețe sunt deschise și sunt în așteptare produsele în Republica Moldova. Și mai mult ca atât, vreau să vă comunic că comisarul pe agricultură, la întâlnirea cu agricultorii care a fost făcută cu ministrul agriculturii și cu el, a spus în felul următor. Aceste declarații în care ei cred. Uniunea Europeană nu este completă fără Republica Moldova, membru a acestei Uniuni. Este declarația făcută de un comisar pe agricultură. Țin foarte mult la această declarație și agricultorii care erau în sală au aplaudat și toți sunt deja o parte componentă, chiar dacă nu suntem încă membri, dar prin acțiunile făcute din partea acestei uniuni, deschiderea către Republica Moldova, modul în care noi suntem promovați și susținuți, noi simțim numai relații de prietenie și de suport. Și am ferma convingere.
că noi, cetățenii acestui stat, întotdeauna oameni cu foarte mult bun simț, cu extrem de mult bun simț. Niciodată niciun moldovean nu s-ar permite, spui că ca pe 24 am trimis și până acum nu am primit. Bon ton, foarte mult bun simț au cetățenii Republicii Moldova. Noi am făcut această adresare, este o rugăminte, evident că toată lumea este axată pe rezolvarea acestei probleme și ea va fi rezolvată. Я, возможно, некорректно выразился, я имел в виду блокировку не в плане сельхозпродукции, а что касается Фейсбука, страниц некоторых деятелей, или вот как, допустим, оппозиционных телеканалов, или вот как, допустим, сейчас в Канаде это тоже заблокировали. То есть вот такие действия, они молниеносные. А вот что касается, допустим, опять же, той же помощи Молдове... Да, это говорим о Министерстве агрокультуры, здесь про агрокультуру. Noi nu stăm nici în TikTok, nici în Facebook. Agricultorii Republicii Moldova lucrează în câmp și au grijă ca populația din Republica Moldova și cetățenii din Uniunea Europeană și cetățenii noștri să beneficieze de cele mai gustoase și bune produse. Agricultorii adevărați nu stau în TikTok, agricultorii adevărați stau în câmp și noi suntem alături de ei și dați vorbim despre întrebările care sunt interesate pentru noi. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună în continuare!